patru bombardiere B-52 și 350 de oameni se află deja în baza Fairford din Marea Britanie. Oficial, aparatele participă la mai multe misiuni de antrenament din spațiul aerian european al Alianței Nord-Atlantice. Deciziile politice ale Alianței Nord-Atlantice, care includ descurajarea ceea ce privește raporturile cu potențialii adversari ai Alianței Nord-Atlantice, inclusiv Federația Rusă, se concretizează prin astfel de măsuri. Este pentru a doua oară în acest an când americanii trimit bombardiere strategice la Fairford. În primăvară au ajuns în baza din Marea Britanie numai puțin de 6 astfel de aparate, fiind cea mai mare misiune de acest gen în Europa de la campania împotriva Irakului din 2003. După ce Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea în primăvara lui 2014, americanii au început să trimită constant bombardiere strategice în Europa. Redutabilele aparate B-1, B-2 și B-52 au luat parte la mai multe misiuni de antrenament ale NATO.